foarte bine. Sună bine, zici că e Cargo, dar de fapt e Scorpions. La ce filme v-ați mai uitat? A fost de curând și am văzut un film al lui John Carpenter din 1982, Lucrul. Lupul, cu Jack Nicholson. Suc de cărăbuș, cu Michael Keaton. Și ăsta, Transformers 4, cu Rodi l-am văzut. Am fost la cinematograf în Pitești. A fost foarte frumos, efecte speciale. Vă dați seama cum mi-aș dori și eu foarte mult să filmez un nou clip cu cu Nuț. Vrei să faceți o colaborare cu Michael Bay? Cu cine? Cu Michael Bay. Michael Bay, n-am auzit. Nu știu. Ce piese mai cântați, mai nou? Vă dați seama, cântăm doar Floare de Iris și plecăm acasă. Eu aș vrea să cânt de pe fiecare album, vă dați seama, mai ales melodiile de pe Iris 93, Harley Davidson și Valuri și Suflete de Gheață. Dar știți cum e? E o societate în care nu se mai ascultă rock and roll-ul. Merge foarte prost, nu se mai cere, se cere Ina și Alex Velea. Ne conformăm, de aceea am făcut și noi piesa asta cu Vom veni! Alături vom fi! Și de asta mă înțelegeți. Jocuri pe calculator vă jucați? Am jucat până acum Combat Mortal și Street Fighter. Acum joc foarte mult, vă dați seama, Call of Duty, Mal for War și mai joc fotbal cu Nuț. Am ieșit cu Nuț la jogging și la fotbal. A, deci faceți și sport. Vă dați seama că fac foarte mult sport în ultima vreme, cât se poate. Vă țineți în formă sau pentru ceva? Ceva cu concerte juca, noi? Da, a fost cooptat de Sylvester Stallone să joc în filmul Eroi de Sacrificiu 5. Și mai consumați alcool sau? Apă de foc? Nu. Doar bere la jumătate. Stai încă o dată, mâncățești, că n-a fost. Vino cu mine dacă vrei să râzi. Mersi, Ramon, ala, Uber. Put your hands in the air, so-